Un preot din Râmnicu Vâlcea a fost amendat cu 20.000 de lei. Totul după ce a fost găsit de polițiști în timp ce făcea o slujbă de pomenire în curtea bisericii, ignorând restricțiile luate în contextul pandemiei de coronavirus. Enoriașii s-au revoltat după ce preotul a fost amendat. Deci, 20.000 vă dăm. Dar nu vă supărați, vă rugăm. Părintele nu poate să ne controleze pe toți. Vă rugăm frumos. Asta e bajocură. Lipsă de respect față de autoritățile statului. Când legea, ordonanța militară spune clar ce aveți de făcut și de respectat. Dumneavoastră? Nu aveți voie, domnule. Incidentul s-a petrecut duminică 5 aprilie în curtea Bisericii Sfântul Ion din Râmnicu Vâlcea. În imagine apare 10 persoane, cu tot cu preotul, probabil din 2 sau 3 familii diferite, și 2 mese cu mâncare și băutură pentru pomană. În timp ce un polițist îl întreabă pe preot datele de identificare, altul, care nu apare în imagine pe un ton amenințător, spune 20.000 vă dau. Revoltați, enoriașii încearcă să îi înduplece pe cei 2 oameni ai legii, însă aceștia nu s-au lăsat și l-au amendat pe preot. Potrivit jurnaliștilor de la adevărul.ro, interesant de remarcat este faptul că preotul și o parte dintre enoriași au mască și mănuși, în timp ce polițistul care scrie amenzi poartă doar mănuși. În urma postării imaginilor în mediul online, părerile internauților au fost împărțite, unii contestând gestul polițiștilor de a-l amenda pe preot, în timp ce alții au spus că legea trebuie respectată de toți cetățenii.